Bun, salut, oameni buni! Eu sunt Robert și astăzi vom continua cu episodul 8 din seria Gothic 2 Returning Alternative Balance în limba română. În episodul trecut ne-am alăturat lui Harad, fierarul. Suntem oficial cetățeni ai orașului acum. De asemenea, am bătut și bandiții de la farul lui Jack. Iar spre final am avut nefericitul ghinion de a fi abordați de Cantar, de greșeală, în timp ce treceam pe aici. Și ne-a pus să-i punem scrisoarea în buzunarul lui Sara, pentru a-i lua standul. Am spus că astăzi vom merge către ferma lui Onar. Și vom face asta, dar mai întâi de asta mă duc să fac misiunea pentru Cantar. Și vom merge și în partea de sus a orașului să luăm câteva misiuni de acolo, dacă tot mergem către ferma lui Leonar. I've come to collect the bounty for a criminal. Îl putem spune și pe Cantar. Dar i-am dat deja scrisoarea lui Sara, așa că avem nevoie de scrisoare pentru Sara is băga pe Cantar în închisoare. Bun. Mergem în partea de sus a orașului. Să facem câteva misiuni. Acum putem să facem și misiunea pe care ne-a dat-o Vatras. El ne pune să mergem la un alchimist din partea de sus a orașului să dăm o comandă pentru niște licori magice pentru el. Halt! Only the citizens of the town and the king's troops can get into the upper end of the town. Sunt un cetățean respectabil al Corinus. Let me pass. Whatever prompted the masters of Corinus to let you sign on as an apprentice, I don't want to know about it. You may enter, but behave yourself. Otherwise, you'll have the worst trouble in your life. Bun, înainte să urc acolo, vreau să cumpăr o carte de la Mateo, fiindcă ne costă doar 100 de gold. Da, hai să bem și puțină apă, fiindcă muream de sete. Show me your wares. Mateo are cartea asta, Lyrics of Myrtana. Opa. Show me your... Hai să luăm și un și steel bills-urile astea. Și de asemenea iau și un polonic din ăsta, fiindcă poate ne va trebui. Bun, hai să citim cartea. Ne mai dă un punct de retorică și inteligență. Interesne. Avem 20 acum. În cele din urmă vom cumpăra toate cărțile de pe la toți mercenarii, dar negustorii, nu mercenarii, îmi cer scuze. Dar în momentan nu sunt scumpe și nu avem bani pentru toate. Pastoi. U меня есть для тебя поручение. Уже несколько горожан сообщили мне о странных звуках, доносящихся с кладбища ближе. Сходи и проверь. Признательность паладина короля. Подожди, ты даже не знаешь, но... Бон, и Лотар не через... Инвестигам чимитиру здесь, для интраля на раш, сера, финка... Cetățenii au reclamat niște scomode ciudate care vin de acolo. Seara. Fernando este unul dintre oamenii importanți de la care avem nevoie de o scrisoare de recomandare pentru Galahad, dacă vă aduceți aminte. Și el este cel care furnizează arme bandiților. Dar nu-l vom da la poliție încă, fiindcă avem nevoie de scrisoarea lui de recomandare.
Я могу что-нибудь сделать для тебя? Когда мы на полиции, ну, по моей Valora nimic скайсара. По большому счету, мне все равно, чем заниматься. Думаю, тебе очень нужны деньги, если ты так хочешь получить эту работу. Ну, не совсем деньги. Да, что же тогда? За мои услуги я хочу, чтобы ты похвалил Галахада перед Лариусом. Лучше всего, если ты напишешь ему рекомендательное письмо. Что? Галахада? Я должен что-то делать для этого шарлатана? Вы что-то не поделили? У нас с ним одна ссора. В общем, как-то раз я захотел купить у него одну книгу. Только он не захотел мне ее продавать. Уж не знаю почему. Я чуть ли не на коленях просил его продать мне эту книгу, но он отказался. А что это была за книга? Это был учебник по искусству риторики. Знаешь ли, в нашем деле просто необходимо уметь хорошо и точно выражать... А если я достал бы тебе эту книгу, ты смог бы изменить свое решение по поводу письма для... Ладно. Если принесешь мне эту книгу, то я напишу для него рекомендательное письмо. Тогда не буду терять времени. Și ne pune să-i luăm o scrisoare de recomandare de la Galahad, cel care are nevoie de ajutorul nostru, are nevoie de recomandarea lui. Și dacă îi aducem o carte de la el, ne va da scrisoarea. Valeran este un negustor care lucrează pentru Fernando, cel cu care am vorbit mai înainte. Și putem cumpăra bunuri de la el. Выбирай. Are câteva chestii pe aici, dar nu vom lua nimic chiar acum, fiindcă nu avem nevoie. Reynar este un negustor de arme rare și ne va... nu avem nimic acum, dar când vom avea o armă mai rară, putem să venim aici și să o dăm la schimb pentru el și ne va da un preț mult mai bun dacă o vindem la el față de un negustor normal. Iar Lutero este cel mai... Я торгую практически всем. Cel mai important negustor de aici, din partea de sus, a orașului. Este liderul gildei de negustori. Vom afla asta un pic mai târziu. Vom alătura gildei de negustori. Dar și de la el vom putea lua o scrisoare de recomandare. Și pentru asta trebuie să furăm voucherul acela de la Leymar pe care îl avem deja, că l-am furat din cufărul lui. Deci vom lua acum scrisoarea de la el. Хотя тут есть проблема. И в чем же? Проблема в том, что мои дела сейчас идут не слишком хорошо, и я не смогу заплатить тебе за твою работу золотом. И? Как я тебе говорил... Вот. Арон спич форте лунг. Да, спонем кусо фачем. Оп. Я раком... Юдам финку авем дежа. Твоя расписка у меня. Și după cum vedeți, ne-a dat scrisoare de recomandare. Da, это она. Bun. De asemenea, Luther are... Покажи мне свои товары. Are multe chestii mai rare. Tabletă. Tabletele de piatră, care ne pot crește agilitate, crossbow, bow, two-handed weapon. Și asta mi se pare că e stamina, messengerul. Mă rog. Are și cărți și are de asemenea și ancient runic tiles, cele cu care putem activa portale. Dar costă 500 de gold și nu vreau să cheltuie acum banii pe ele. Încă un
al treilea negustor de la care putem lua o scrisoare de recomandare este Salandril, este alchimistul de la care vrea Vatra să luăm, să dăm comanda de poțiuni. Welcome, traveler. Looking for a fine potion? I have a large selection and reasonable prices, and my potions are much better than the stuff that Zuris sells. Bun, cum te pot ajuta? Ты можешь мне помочь? А в чём дело? Мне очень необходимо, чтобы ты написал для меня одно рекомендательное письмо. О, ха-ха-ха. Похоже, ты подыскал себе работёнку, и там от тебя требуют хороших рекомендаций. Да? Ты меня немного не понял. Мне нужно письмо, в котором буду рекомендован не я, а другой человек. И кто это, если не секрет? Этого человека зовут Галахад. А кому я должен рекомендовать его? Письмо должно быть адресовано Лариусу. Ну, хорошо. Я напишу для Галахада это письмо. Однако прежде ты должен будешь оказать мне небольшую услугу. Достань для меня образец одного редкого зелья и считай, что письмо у тебя в кармане. Какое зелье тебе нужно? Я предполагаю, что этим зельем пользуются орки, чтобы повышать свою силу и выносливость. Поэтому, думаю, достать его можно будет только у одного из них. Хорошо. Я тут слышал от одного охотника... Bun. Și acum, după ce am avut această conversație cu el, va apărea un orc pe partea din stânga, unde am... din stânga a porții din marketplace de acolo, de unde am cules plante și dragon root-ul acela, dacă mai țineți minte, unde zicea Constantino că își culege plantele. Și să vorbim și despre misiunea lui Vatras de pentru elixirele. Vatras, mag vody, хочет сделать тебе заказ на эликсиры чистой магической энергии. Вот две... Bun. Și mai putem... cumpăra mai multe cărți de la el, 5.000 de gold, vai doamne. Da, dar voi lua acest pergament de vindecare. Poate vindeca orice creatură, scrie jos acolo. Pe care îl vom folosi să vindecăm un orc rănit. Veți vedea. Dar mai întâi mergem să omorâm orcul de care ne-a spus. Și, în drum spre ieșire, mai ne oprim la ăsta, Garbrandt. El este al patrulea care ne va da o scrisoare de recomandare pentru Galahad. Ne va trimite într-o misiune. What are you doing here? Who are you then? Looks like you're new and have no idea what's going on around here. They call me Garbrandt. That's Mr. Garbrandt, sir, to you. Got it? I get the point, Mr. Garbrandt, sir. At least it didn't take you too long to grasp how the wind blows around here. As soon as business starts picking up again, I can surely find a use for a great big guy like you. You'd make a really good depot master. Can you read? Of course. Fine, fine. Trained staff is hard to come by. How about your references? References? All right. I shall remember your face. Once trade picks up again, come and see me. I just might have a job for you by then. Și îl întrebăm de muncă. Și ne trimite cu o pungă și o scrisoare la un bar din pădure spre ferma mercenarilor. Este de fapt o cerere de asasinare. Dar veți vedea. Acum mergem să îi spunem lui Batras despre Salandrin, că i-am făcut comanda. Salandrin a mai spus că va mai dura pentru restul poțiunilor, când ne-a dat doar două. A spus că mai durează. Sunt curios cât costă regenerarea de viață în 10.000. Stamina costă 5.000. Aș vrea să învăț stamina, dar...
Nu avem chiar acum atâta. Și după cum vedeți, după ce am vorbit cu Lord Andres, o dăm un gât pe Sara. Cantar a luat stavii. Sarah is where she belongs. Și ne-a dat o armă de toată rușinea. So if you need a weapon, you are going to give me a weapon. Correct. Here. This weapon is a masterpiece of the blacksmith's art. Show me your take your pick. Săgețile ar fi bune, dar nu ne trebuie chiar acum. Bun. Pardon. Haideți să omorâm acel orc. Acolo. Episodul 8. Nu știu sigur dacă putem să-l omorâm foarte ușor. Dar am vrut să-mi schimb arma, fiindcă pot să port altă armă, sigur. Suntem puternici. Și Orc Potion, am luat o licoare de orc. Efect necunoscut. Și Salandril vrea licoarea asta pentru a ne da scrisoarea de recomandare pentru Galahad. Mai salvez o dată backup 8. Omorâm și pe anginul ăla de aici din colț pe care nu l-am omorât prima dată. Dacă mai țineți minte, am fugit și ne-am urcat pe asta repede. Da, pe anginii sunt foarte nesuferiți. Nici nu știu, n-am fost atent dacă aveam stamina. S-ar putea să nu fi avut stamina, să nu dau damage. Ba, aveam. Sper să nu ne iau iară. Am murit, bine. Adunăm și plantele de pe aici, mai sunt câteva. E ceva într-un chino. De obicei au mai ascuns pungi sau chestii prin trunchiul copacilor. Seraphis. Seraphis. Și mergem în peșteră aici să omorâm câțiva bandiți. Cu siguranță nu cred că vom putea să-i omorâm pe toți, dar măcar o parte din ei.
țin minte dacă mai e schelet aici. Cât îmi aduc eu aminte, parcă era. Nu. Dar după tufișurile alea, dacă am fi dezactivat plantele, se vedea că e o gaură. Continuă tunelul și acolo sunt mulți bandiți mai puternici. Nu ne ducem acolo, fiindcă ne vom lua bătaie. Mergem aici, fiindcă sunt mai slabi ăștia de aici. Дерьма кусок. Nu pot salva. Sper să nu mă bată. Hai mă, deblochează-te. Davai, davai! Dacă tot ești blocat acum, hai să-ți dau cu arcul. Am murit de la sângerare. Perfect. Sunt niște sângeți în sus. Nu cred că mai e niciunul, dar pentru orice eventualitate. Aici știu sigur că după curba asta mai sunt doi parcă sau unu. Așa. Sau, a, nu. Șobolan mort. Probabil am încurcat peșterile. Cum mi-a duce aminte. Bun, și aici mai avem o mină. Endurance plus 1. A, dacă mâncăm la fiecare 30 de serafis mâncate primim un punct de stamina. E bine. F4. Hai să minăm. Слишком тяж. Слишком тяжело. Слишком тяжело. Да. Вы мерджи на раш салом. Шнапс. Фенка шнапс не креште стамина. Чи во май мина. Треба сме мерджим ши на чалалта мина, пе каре нам терминат де минат. Нам терминат о де минат, пардон. Дар...
Nu este foarte, foarte mare treabă cu banii. Hop. Să ne teleportăm la partea de sus a orașului. Upper Quarter. După ce am vorbit cu gardianul de la intrare, atunci când am intrat prima dată, ne-a deblocat abilitatea de a ne teleporta aici sus. Și mergem să-i dăm licoarea lui Salandril. Ne va da scrisoarea de recomandare. Da, și dacă vă aduceți aminte, Gabrant v-am spus că are o cerere de asasinare pentru cineva și e vorba de Wambo. El îl vrea mort și mă trimite pe mine să duc cererea de asasinare la asasinul acela. Я принёс тебе орочье зелье. Bun. Am adus licoare, ne-a dat scrisoarea de recomandare. Avem de la Larius. Salandril, Luther, Valentino. Cea de la Valentino nu are valoare, dar luăm puțin experiență dacă eu dăm, așa că o vom face. Hai să mergem să luăm cartea de la Galahad pentru Fernando. Să luăm scrisoarea de recomandare și pentru el. Și aici salvez, fiindcă se mai întâmplă să mă prindă. Nu îmi face nimic, doar mi-o ia înapoi, dar... Ah, hai mă, nu te mai uita la mine. Așa. What are you creeping around there for? Mă vede ăsta și... se alertează și ăla. Dar facem altfel. O luăm așa. Și ne teleportăm. Până că nu ne apropiem de el, nu are ce să ne facă. Dar înainte să-i dați scrisoarea lui Fernando, să citiți cartea asta neapărat, fiindcă ne dă 5 puncte de retorică. Interesne. Hai să-i o dăm. Я принёс книгу. Perfect. Până la ora 18, parcă Valentino, cel care ne-a dat, ne-a pus să-l batem pe regis de acolo, de pe bancă, merge aici în cimitir la un mormânt. Și atunci este șansa noastră să facem misiunea pentru Regis, să ne răzbunăm pe el. Da,
Dar până atunci, dacă tot suntem pe aici, hai să mergem până la Xardas, că am fost la Xardas de foarte mult timp. Să spunem că am fost în oraș. Yeah. Să întrebăm și de semnul ăla din turnul blestemat de pe apă. Ты можешь посвятить меня? А. Меня это не. L-am întrebat dacă ne poate lua ca necromancer. Asta este misiunea și ne-a dat un pergament. Yeah. Am găsit o cale să activez teleportul. Am fost în oraș. Mai am ingrediente pentru tine, dar nu mai dau ingrediente. Ah. Mergem și la Cavalorn, să-i spunem că am dat scrisoarea lui Xardas, lui Vatras. Și atunci, după ce vom spune asta, va veni și el în oraș și va fi în oraș de aia. Și apoi vom merge să-l bătem și pe Valentino. Hey, tu! I gave Vatras. I didn't expect anything else. Thanks. Atât. Bun. Acum. Pardon. Ne întoarcem în oraș. Southern Gate. Nu cred că a ieșit încă Valentina. Dar acum este 18, așa că va ieși în curând. Dacă nu cumva e deja aici, nu e. Uite-l. Bine. Trebuia să-l vezi când e mai aproape, că nefericitul caz în care ne va bate, va trebui să așteptăm iară să meargă până aici. Dar nu cred că ne bate. Подожди минутку. I am. If you have problems, keep them. Looks like I'm a. Doesn't matter to me, but you'll have to. Do you have. I've. Bun. I-am luat și cheia. Și cheia asta e. Ne trebuia, fiindcă Valentino este unul dintre. Dintre cei care posedă unul dintre Blood Chalice-urile astea de care ne-a spus Cassia. A spus că sunt 5 prin oraș la mai mulți oameni și trebuie să le luăm pe toate 5 să le dăm. Și al lui e în cufărul lui care e închis de cheia asta. Подожди минутку. Do you have any. Leave me alone. Acum hai să mergem să-i spunem lui Regis, ne va da un inel pe care apoi mergem să-l dăm lui Caragon din barul de aici de lângă hotel. E un fel de. I met Valentino and I gave him a sound beating. He deserved it. Here. I found this ring on him when our little disagreement had been settled. You're welcome to pass it on to the next person who beats him up. E un fel de ritual cine îl bate. Primește inelul.
Dacă vă aduceți aminte, Caragon ne-a spus că și el l-a bătut, că nu i-a dat banii odată. Așa că îl vom da lui Caragon. Mai luăm puțină experiență. Прошлой ночью Валентина не смог расплатиться по счету. He was blathering something about having been robbed and paying me later on. Really? And what did you do? Well, I gave him a good thrashing. What else? Here, take this ring. What? I don't understand. It used to belong to Valentino. You're welcome to pass it on to the next person who tans his hide. Perfect. Am făcut și asta. Nu mai țin minte exact la ce oră se spawnează morrații în cimitir aici. Dar... vom merge imediat să vedem. Am ceva, nu mai am nimic la Zuris. Va trebui să mergem și cu Laris către ferma lui Leonar. Dar înainte să mergem cu Laris, mă duc aici la cimitir să văd, poate apar acum mai devreme. Dacă nu apar acum, că e 7, nu mai aștept până la 8, mă duc, fiindcă trebuie să fim până la miezul nopții la barul Dead Harpy. Nu apar. Asta e. Mergem în port. Să salvăm înainte să plecăm. Hey! Vatras. I can which Mă voi alătura mercenari. Mercenaries, I'm sure, but go to... Okay, let's go where? Și hai să mergem la ferma lui Onar. To Onar's farm, then let's go. Băi, băi, băi. N-am stamina să țin pasul cu el. Bine, se va opri, are câteva puncte unde se oprește, așa că nu-l voi pierde de tot, dar... da. Nu mă mai chinui să mai beau consumale degeaba. Să opresc undeva pe drum aici mai în față, după curbă. Doar când mergem la magicienii de apă, înseamnă că se oprește aici. Asta înseamnă că s-a dus până la barul Dead Harpy singur. Nu e problema. Luăm experiență de pește. Oricum luăm și cu el, dar na.
Da, acum am 4 bucăți de carne, după cum vedeți. Din cauza că am luat acea cuțit. Toate obiectele astea sunt a lui Errol. Face parte din gilda mercenarilor și el. Cufărul ăla nu putem să-l deschidem, dar pe ăsta putem. $130, 3 lockpick-uri, e bine. Și e cumva... Nu mai e nimic aici. Mi-e foame imediat. Sambie ruginită, ciocan, săgeți. Иннас! Не май ругам, Динкан, Динкан. Сдохни, сдохни! Aici, la barul ăsta, trebuie să ajungem să... Look who's just turned up. The farmer boy. You're just in time. What are you... Is it... El caută pe Dexter, el. Go... Here's... Bun, și o să mergem la o peșteră că imediat, dar mergem până la Res, că s-a oprit aici după copac. Până aici ne duce, dacă ne-am fi putut ține după el. Cred că am activat o opțiune care îi face să fugă singur. Another one of those beasts. Și aici mai este o piatră de teleportare. Dar nu avem runic tiles ca să o activăm. Nu e problema. Bun, pentru Errol are un quest pentru noi că a fost jefuit de bandiți, dar dacă vă aduceți aminte, ea m-a demenit la mica să-i omoare. Ea sunt bandiții care l-au jefuit pe el. Și avem deja pietrele pentru el, așa că what's the matter? Putem what's face misiunea. Are you... What Who... Stone tap. Și oferă niște tablete pe care el le vinde magicienilor de apă. What? Și ne cere să le recuperăm. I need a Webster. About și ne dăm tabletele înapoi. Și acum că l-am ajutat, ne va da o scrisoare de recomandare pentru Lutero din oraș și ne va accepta în gilda mercenarilor. What? Show me. Ne învață să dăm, ne creștem punct de strength. Show me kids, like, you know. Da. Bun. Riven a fost atacată de bandiți către
ferma lui Secob, care este în direcția aia. După ce vorbim cu ea, ne dă o misiune să... Ei, omorâm bandiții aia. Orlan face și el parte din cercul de apă. Who are you? Am I being paranoid or are you staring at my ring? Я не совсем уверен. It's an aquamarine. Ever seen one before? Видел. Добро пожаловать в штаб-квартиру. Что я могу для тебя сделать? Do you know that? What kind of armor can you offer me? I'll think as you like. Dacă avem inelul de la Lares pe noi, ne dă cheia de la cameră pe gratis. Bun. Greg a mers acolo în cameră. Vom merge și în peștera aia să... O curățăm, dar hai să omorâm bandiții aia prima dată. Sper să pot. I'm gonna rip you to pieces. Sper să nu pot să-i bat. I'm gonna rip you to pieces. Come and rip me to pieces. Ты можешь? Я бы Роско. Нам прилад экспириенс апгрейда. Пора подкрепить. I think I'll take your weapon for safekeeping. Și asta ne dă o plăcintă de mere care ne cresc abilitățile. Impresia că dexteritate sau viață nu mai țin de aia de mere. Vitality, da. Maximum vitality 15. Bun.
Și asta a fost pentru episodul de astăzi, oameni buni, fiindcă aș vrea să le fac mai scurte, nu vreau să mă mai întind peste o oră cu ele. Așa că vă mulțumesc pentru vizualizare. Dacă vă place ce fac, sunteți liberi să dați un like, să vă abonați, să dați un share, să ne mai răspândim. Și ne vom auzi în episodul următor. Numai bine, la revedere!